Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O companie specializată în servicii de lux. Există așa ceva? Companii specializate în servicii de lux. Logic, da. Câștigă bine. Păi noi idei de afaceri tot avem, numai că acțiunea ne lipsește. Deci această companie, anunțul este foarte serios. Adică nu e nicio glumă, nu e nicio vrăjeală. Există anunțul și se poate aplica pentru el. Am verificat personal. Ai aplicat? Caută, încă nu, dar voiam să mă consult cu voi. Caută angajatul perfect, căruia să-i ofere un job foarte solicitant, să testeze serviciile celor mai rafinate hoteluri din lume, cu toate cheltuielile decontate, alături de un salariu lunar generos, scrie publicația urban.ro. Adică, trebuie să fie un fel de mystery shopper, cum se zice, nu? Ăla, când te duci și încerci să vezi... Mai faci pe scârba așa din când în când. Da, te trimite compania și tu testezi. Dar de obicei te trimit la benzinării, la magazine de pantofi. La supermarket. Exact. Băi, de data asta, asta este jobul tău. Îți dau... Jobul este... Salariul este 60.000 de euro anual. Plus... Cum? Plus cazare, transport, mese incluse. Și tu ce trebuie să faci? Trebuie să evaluezi lunar serviciile la cel puțin 4 hoteluri de lux. E, nu e chiar așa. Din toată lumea. Da. Trebuie să încerci obligatoriu și meniurile restaurantelor de lux din aceste hoteluri de lux și trebuie să scrii recenzii amănunțite. Deci iată o primă condiție eliminatorie, trebuie să-ți placă să mănânci bine, deci veganii sunt excluși, această discriminare. Și se poate călători și în cuplu, dar perechea trebuie să-și acopere cheltuielile. Deci, dragă, nu avem alția bani, trebuie să rămâi acasă. Aici au gândit-o bine. Dar nu se cer a calificări, anume doar să-ți placă vacanțele luxoase și, desigur, să știi să scrii. Dar e la fel ca la Mystery Shopper, adică ești incognito acolo. Așa, să faci și pe milionar, nu merge, te duci, bună ziua, mi-au dat unii niște bani, dați-mi să mănânc unde mă culcați, ce mai aveți pe aici? Sper că Mystery Shopper, să... Faci pe interesant. Cred că da. Să joci un rol, ceea ce nu e neapărat lesne. Deci aplicațiile pentru job se pot depune până pe 9 mai. Vă dau link? Vreți link? Da. Auzi, nu-l mai, dacă noi l-avem. Eu nu am credibilitate, eu nu pot să apar ca fiind milionar. Nu am față de milionar. Lasă-mă, că mari milionari, să știi, arătau cu totul altfel decât credeai tu. Știi, Steve Jobs avea o singură helancă. Ăsta, Zuckerberg. A, nu lasă asta, că asta știu eu, da. An de zile a mers în același tricou gri. La față. Uite-te la Țiriac. Ți se pare că Țiriac are față de milionar? Irinel Columbeanu, ți se pare că... Irinel nu mai e. Eu cu fața am fuse. Lasă-mă, nu contează. Ești din domeniu... Din ce domeniu? Ești din cofetărie. Da. Ești milionar, ți-ai făcut domnul bani. Cofetar Luca de la... Eu suspectez oricum că el e Mystery Shopper pe la obor pe acolo. Nu e Mystery, acolo e like famous. Acum am o criză de spate, ochelarii nu mă mai înțeleg, nu mai văd bine deloc, trebuie să-mi schimb iar ochelarii. Păi mi-ai pomenit așa ceva, mă, de-abia mi-am făcut ochelarii. Deci eu am fost depistat cu lipsă de vedere, cu probleme de-astea, cum se cheamă ele. Da. Acum 2 ani. Da. Ceva ani. După un an mi-am făcut ochelari. Ăsta e scârție, scaunul. Ăla nu mai vede de mult, dar e ambițios. Eu un an am stat... Eu doar vă aud. E ca pianiștii aia profesioniști, e să uită la butoane. Da. După un an mi-am făcut ochelari. În toamne am făcut. Și acum deja eu nu mai văd bine. Da. Câți anișori aveți, matale? 44. Vreți să vă dau o poveste? Când eram în etatea dumneavoastră, au început să-mi crească dioptriile. Păi da, tu le aveai deja, au început să crească. Tu porți ochelari de mai de mic. Tu te-ai născut cu ochelari de mic. Dar de la ce vârstă? Eu te știu de la televizor cu ochelari. Te-ai uitat târziu la televizor. Da. A, mi-a primit și eva un filmuleț. Vreți să vă... Hai că vă arăt un filmuleț în care... Aveai ochelari sau n-aveai, zi drept. Am avut de la un moment dat în cor, dar în general la televizor nu am avut ochelari. Ok. Da. Te-am prins mai târziu. Deci mai târziu, mai prins. Așa. Da. După aia început să crească. În felul următor, în fiecare an 0,5. M-am speriat, adică în momentul în care am ajuns la 4, am zis, mă, ce se întâmplă totuși? Și eu în fiecare an mă duceam și făceam o pereche de ochelari, nu e că totuși 0,5 e diferență mare, adică nu se simțea, știi? Da. Și ultima dată, domnul acela, cred că optometrist îi spune, eu l-am întrebat, domnule, ce se întâmplă? Am ajuns la 4 și mi-a zis, aici vă opriți. Zic, cum știți? Păi nu mai are ochiul capacitate fizică pentru dioptrie. Deci măcar știi că există o limită, nu? Așa sper că e și la tine, la mine există capacitate fizică și dacă m-am gândit, mă, n-ai bichese, dar dacă există capacitate limitată pentru dioptrii până la 4, nu putea să fie până la 0,25, de exemplu, și să rămână acolo? Adică asta să fie. Răutățile naturii, da. Certe că trebuie să-i schimbă ăștia, că am început să dau rateuri, am citit apometrele greșite.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.